Secția de urologie din cadrul Spitalului Județean Satu Mare are începând de astăzi o nouă aparatură de endoscopie urologică. Instrumente de ultimă generație achiziționate de primăria și Consiliul Local Satu Mare. Valoarea aparaturii și instrumentelor medicale este de 462.725 de lei. Iar dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice este un câștig pentru întreaga comunitate, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Chiareș Kenny Gabo. Sănătatea este un domeniu prioritar. Primăria și Consiliul Local Satu Mare sunt alături de Spitalul Județean Satu Mare, de medicii și personalul medical, care trebuie să aibă aparatură modernă pentru a-și desfășura activitatea profesionist. Secția de urologie este una performantă cu rezultate remarcabile, cu medici profesioniști în care sătmărenii au încredere. Este normal și firesc să ne implicăm și am fost mereu deschiși să alocăm sume din bugetul local pentru a veni în sprijinul sistemului de sănătate sătmărean. Astfel, cetățenii municipiului nu sunt nevoiți să se deplaseze în alte orașe pentru a se trata. Am avut în cadrul secției de urologie o preluare de aparatură medicală care a fost finanțată în totalitate printr-o contribuție financiară. Este o tradiție în fiecare an, Consiliul Local, Primăria Municipiului Satu Mare sprijină activitatea Spitalului Județean de Urgență. Anul acesta a venit rândul urologiei, în urma unor evaluări și unor discuții avute cu echipa medicală, corpul medical, cu medicul șef de secție, cu dr. Cristian Rusu, având în vedere și analizând, bineînțeles, și performanța medicală și nevoia de a îmbunătăți permanent calitatea acesteia pe patologia care, din păcate, este destul de frecventă, vorbesc de patologia uro-oncologică în special. Această aparatură a fost solicitată ca și formă de sprijin și solicitarea a primit aviz favorabil, motiv pentru care, în urma licitației, procedurii de licitație publică care s-a încheiat, s-a achiziționat această aparatură, iar astăzi, într-un cadru oarecum festiv, am dorit ca această aparatură să fie predată secției, echipe medicale, vorbind de aparatură medicală în valoare de peste 80.000 de euro, o aparatură medicală performantă, care la nivelul metodei endoscopice chirurgicale de intervenție va permite o abordare modernă cu timp de vindecare cât mai scurt și rată de vindecare cât mai mare a pacienților care suferă de boli, de afecțiuni speciale oncologice ale aparatului urinar. Eu sper și cred că acest lucru va continua în fiecare an și în funcție de nevoia fiecarei secții structuri medicale vom primi acest sprijin în continuare, care nu este nici de cum de neglijat, având în vedere că, așa cum am menționat și lor, actuală secția este ocupată, din păcate, la capacitate maximă de pacienți care au aceste afecțiuni. Pe de altă parte, aparatura în cauză va asigura un și mai mare nivel calitativ, la nivel de intervenție chirurgicală și va fi o garanție a faptului că pacienții în domeniul intervenției chirurgicale urologice pe mai departe nu vor fi nevoiți să plece în alte centre, lucru care a fost și până acum un succes și un rezultat remarcabil, motiv pentru care felicit încă o dată echipa medicală și șeful de secție al secției de urologie din cadrul Spitalului Satu Mare.